Operațiune fără precedent a celor de la ANAF. De furia agenților nu au scăpat nici bătrânele care vând în piețe ceea ce au prin grădină. Astfel, în timp ce micii producătorii nu au cadrul legal să își vândă produsele, adevărați evazioniști au împânzit piețele cu marfă din Olanda sau Turcia. Inspectorii antifraudă au descins ieri după amiază în piața centrală din Târgu Jiu pentru a controla bătrânele care vând verdeață din propria grădină. O bătrână a fost luată ieri cu ambulanța din piață când au năpustit inspectorii antifraudă. Din cauza cui? Controlul. Din cauza ANAF-ului că a venit așa și a descins? Da, este... Era firesc? Era nevoie de o astfel de... Nu știu, nici eu nimica. Devenirea inopinant, oamenii, eu știu... S-a speriat oamenii, a venit rău. Ce zi, maică mea, nu e psui cardiacă? Sperietură din cauza... Nu, eu știu ce să mai zic, nici eu nu mai știu. Micii producătorii care vând ce au prin grădini spun că îi câștigă foarte puțin și tocmai asta le mai lipsea acum în pragul sărbătorilor pascale, amenziile de la ANAF. E normal să dea așa buzna peste dumneavoastră, că vine două legături de bogoșat. Eu nu mă bag ce fu acolo, n-am treabă, eu am treabă cu ce am pe masa mea. Când i-a venit o femeie, nici măcar n-a lăsat salvarea să plece, au ținut-o cu forță aici. Nu e posibil. I-a venit. Nu era nici s-ar vedea seama femei bătrâne care muncesc și câștigă și ele pâinea dând cu sapă, femei de 70 de ani. Evaziunea fiscală a ajuns la cote alarmante, ceea ce pune în pericol buna funcționare a statului. Acțiunea ANAF este de înțeles, dar poate că agenții guvernamentali ar trebui să se îndrepte către mari evazioniști și, totodată, să înceapă recuperarea prejudiciului de la cei care, ani de zile, au eludat statul cu milioane de euro prin neplata impozitelor.